Eram pilot de avion și toți se așteptau să mă căsătoresc cu o stewardesă sau cu o femeie cu o ocupație respectabilă. Dar, în schimb, eu m-am căsătorit cu cineva la care nimeni nu se aștepta. Încă de mic iubeam avioanele și, din fericire, am avut doi părinți înstăriți care m-au iubit, m-au susținut și m-au ajutat să-mi urmez pasiunea și să-mi îndeplinesc visul. Spre deosebire de foarte mulți prieteni pe care îi auzeam, plângându-se de locul lor de muncă, eu puteam spune că eram cel mai norocos om din lume. Îmi iubeam meseria, făceam totul cu drag și abia așteptam fiecare zi să mă îmbrac și să ajung la muncă. Pot spune că este total adevărată acea vorbă care spune că dacă îți alegi o meserie care îți place, nu vei simți că muncești nici măcar o zi din viața ta. Exact așa simțeam eu. Pe lângă faptul că eram înzestrat cu această pasiune deosebită, Dumnezeu îmi dăduse și ceva în plus. Fără lipsă de modestie, aveam o frumusețe fizică deosebită și adesea vedeam cum femeile mă priveau insistent, chicoteau și șușoteau. Zâmbeam deoarece eram conștient că sunt un bărbat atrăgător și era normal să am efectul acela asupra femeilor. Eram plăcut de toate stewardesele și de toate colegele de la aeroport, însă niciuna nu-mi furase inima. Până într-o zi, într-una din zile după ce am ajuns la aeroport, mă pregăteam să merg să mă schimb. Dar, grăbit cum eram, nu am văzut-o pe fata de la curățenie care spăla podeaua și din greșeală am vărsat găleata cu tot cu mop. Mi-am cerut scuze, iar ea s-a scuzat spunând că este vina ei. M-am aplecat să ridic mopul și ea s-a aplecat în același timp. A fost un moment ciudat, dar foarte plăcut. Mă simțeam ca într-o scenă dintr-un film, în care cei doi se îndrăgostesc fără să realizeze. Când am privit-o în ochi, nici nu pot descrie ce am simțit. Părea că o cunosc dintotdeauna. Era de o frumusețe rară. Văzusem și lucrasem cu multe femei în viața mea, dar niciodată nu mai întâlnisem o femeie care să fie atât de frumoasă. Chiar dacă ea a insistat să nu o ajut, spunându-mi că se descurcă, am ajutat-o să strângă apa de pe podea. Apoi am râs împreună de ceea ce se întâmplase și am stat câteva minute de vorbă. Am invitat-o a doua zi la o cafea, însă s-a scuzat, spunându-mi că avea o zi încărcată și că nu putea. În acea zi, parcă nici nu am mai fost eu. Mă gândeam doar la ea. Mă simțeam ca un puști de 20 de ani care s-a îndrăgostit până peste cap. Zilele treceau rând pe rând, iar eu o rugam mereu să iasă cu mine, iar ea m-a refuzat de fiecare dată. Nu înțelegeam de ce. De obicei, eu eram cel care refuza femeile. Dar într-o zi m-am dus la ea și i-am zis: "Nu mă mișc de aici până nu-mi spui de ce nu vrei să ieși cu mine." "Nu te cred că nu ai timp," atunci ea mi-a zis. "Nu pot să ies cu tine deoarece tu ești pilot de avion, iar eu doar o femeie de serviciu. Unde crezi că o să ducă asta?" "Îți spun eu, niciunde. Părinții, prietenii și colegii tăi vor râde de tine pentru că ești cu mine și cu siguranță nu vor fi de acord cu relația noastră. În același timp, mă vor face și pe mine să mă simt prost, pentru că vor spune că nu sunt potrivită pentru tine, deoarece nu am pregătirea ta. Mie nu-mi este rușine cu meseria mea, dar ei, când vor afla unde lucrez, își vor bate joc de mine." Am insistat și i-am spus ce simt pentru ea. Cu greu am făcut-o să accepte, însă am reușit. După multe zile în care m-am rugat să accepte, în sfârșit ieșeam cu acea femeie minunată. Am fost împreună la o cafea și pot spune că m-am simțit minunat. Nu mai voiam să stau departe de ea. Nu știam cum să fac, însă am decis să o cer de soție. Părea o nebunie, dar inima mea asta îmi dicta. Intuiția îmi spunea că ea este aleasa și nu am stat pe gânduri. Mama nu a fost de acord, nici tata nu a fost prea fericit când a auzit, iar când colegele de muncă au aflat, erau toate uimite. Nimeni nu se aștepta să mă căsătoresc cu femeia de serviciu. Am fost doar noi doi la starea civilă, părinții mei nu au venit, considerau că meritam ceva mai bun și nu o femeie de serviciu și nu s-au putut împăca cu asta. Însă mie nu-mi păsa. M-am mutat împreună cu ea. Pe lângă faptul că era foarte frumoasă, era și foarte inteligentă. Dar nu a avut norocul meu, nu a avut cine să o susțină să își urmeze pasiunile. Venea dintr-o familie săracă, cu multe probleme, cu părinți cu probleme de sănătate. Avusese o copilărie cu multe lipsuri, cu multe umilințe din partea colegilor de școală,
deoarece știau că locuiește într-o casă sărăcăcioasă și avea haine mai bune doar când primea ajutoare. Cu toate aceste probleme, ea a continuat să meargă la școală și a reușit să termine liceul, ceea ce era o performanță remarcabilă pentru un copil din mediul din care venea ea. Dar nu a mai putut să meargă mai departe, fiind nevoită să lucreze să se poată întreține. Așa că am sprijinit-o financiar și am ajutat-o să aibă o carieră. Acum zburăm împreună, eu sunt pilot, iar ea este copilot. Pot spune că am trăit o dragoste ca în filme. Morala poveștii. Atunci când iubești pe cineva, nu ține cont de sfaturile lumii. Ascultă-ți și urmează-ți inima, ea nu te minte niciodată. Uneori, chiar și părinții greșesc din dorința ca fiii și fiicele lor să aibă parte de ceea ce este mai bun în viață. Lumea nu trăiește cu tine să știe ce simți pe cine iubești. Orice ai face, la un moment dat tot te va bârfi sau te va judeca, pentru că oamenii sunt invidioși. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.